Mamă, ce idee mi-a venit să mă duc acum repede la Alice ca să-i spun, mă, dar cine mă omul ăsta? În fine, nu contează. Alice, 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 deschide ușa. Mă, ce fai mă fix aici la ușă, mă, Alice? Eu priveam pe geam aici, că bă, stai, hai, eu lecă aici. Bine, gata, cine omul ăsta? Bă, fii atent că a venit băiatul cu chiria, ai bani, dă banii rapid. Mă, ce băiat cu chiria, mă, Alice? O venit, mă, îl cheamă John și trebuie să-i dau chiria azi. Stai puțin, Alice, cum adică băiatul cu chiria? Ce chirie, dacă eu am cumpărat casa asta, e pe numele tău, practic e casa ta. Ce chirie? Adică tu, Alice, ce ai făcut? Ai vândut cumva casa și ai lăsat-o în chirie? Ah, bă, Rafaele, da, bă, da, chiar. Dar ia, mă, hai, care ești, mă, tu? Ia, pleacă, bă, de aici! Bang! Ce faci, mă, Alice? Bă, Alice, ești prea ciudată, mă, și... Ok, nu, să presupunem că nu s-a întâmplat nimic. Fii atent, Alice, mamă, tu erai în pijamale, mă? Da, stai așa, stai aici. Da, mamă, doamne, uitați-vă puțin, am venit aici cu o idee foarte, foarte tare. Să-i spun lui Alice și uitați-vă la Alice cum face. Mă, dar cine tot bate, mă, Alice, aici la ușă, mă? Cine tot bate? Scoate clopotul ăsta, tu nu vezi că bate vântul și s-a pasă clopotul singur. Zim ce vrei, de ce ai venit la mine? A, păi fii atentă, mă, Alice, fii atentă, că vreau să spun în felul următor. Hai înăuntru, hai înăuntru, deci fii atentă, știi că tare să-l dar să este acasă acum, și știi că tot facem prank-uri și astea, dar o să știi că e mai nebunatic, așa, știi, că e neastâmpărat el, știi? Da, știu, de ce? Păi fii atent, Alice, mă gândeam ca astăzi să facem o faptă bună și fii atentă, ce mă gândeam eu să facem? Știi, treaba este în felul următor, dar o să-l neastâmpărat, cum ți-am spus, și face toate treburile astea și astăzi vreau să-l răsplătim, să fim oameni foarte buni cu el, să-i facem orice plăcere, să-l răsfățăm, practic. Păi, da, de ce? Dar, de fapt, știi ceva? Eu cred că chiar merită, dacă tot i-am făcut așa de multe, da. A, deci chiar merită, ok, deci ești de acord, nu? Da, să zicem că da, de data asta. Stai, hai să mă echipez. Ce să te echipezi, mă, Alice? Mă, tu cu cine vorbești acolo? Ia vorbești la telefon, Alice, sau ce s-au de acolo? Da, mă, da, stai așa că trebuie să stai 2 secunde, te rog, eu să închei. Ok, deci Alice, uitați-vă puțin, deci iar vorbește cu băiatul acela ciudat, nu știu, David, despre care ea nu vrea să ne spună absolut deloc, adică ea neagă că nu vorbește cu nimeni, așa zice ea mereu, dar în fine, mă, Alice... Așa, bă, da, hai, gata, că am închis, hai la el. Ok, deci fii atent, Alice, bă, Alice, uite-te puțin la mine, deci fii atentă, trebuie să te comp... Alice, mă bagi în seamă ce faci? Bă, ce faceți, bă, fraților? Eu mă duc la diner, Darcel, așteaptă-ne și până ai fi atent, Darcel, că Darcel, stai puțin, Darcel, te duci la diner? Da, bă, hai, lăsați-mă! Mă, Darcel, dar vino că te auzi foarte încet, Darcel, rămâi aici lângă mine, te auzi foarte încet. Ia zi, ce vrei? Mă, Alice, ce ai făcut? Eu îi fac o faptă bună și car motocicleta. Ai, car motocicleta până acasă, mamă, dar Darcel, păi și Darcel, cu ce mai merge după? Să-i opun după ce și-a comanda, eu mă asigur că nu pune nimeni. Ok, doamne, bă, ciudați-l așa. Bă, dar stai puțin, Darcel, vino repede aici, fii atent, Darcel, ce vrei să-ți cumperi tu de la diner astăzi? Fii atent, bă, Rafale, eu vreau să cumpăr un McBurger, 2 beri și o ciucaș. Bă, ce bani, bă, tu bei bere bine, dar hai că-ți cumpăr eu de toate, Darcel, îți dai o comandă, spune-mi ceea ce vrei pe bune, ceea ce vrei tu, Darcel, și aia o să-ți comand. Ok, stai, să iau o carte, așa. Bă, preferatele tale, stai puțin, Darcel, de când... uitați-vă puțin, Darcel, are ceva să ne spună, are un secret cumva, cum Darcel să-ți placă, mă? Darcel, ok, Darcel, îți plac, mă, dă-ne pălure mai mult decât burgerii? Nu, 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 uite, bă, mă, dă cicleta. Mă, băie, e albastră, ia-te, mă, ia! Mă, Alice, știi că ne-ai făcut o idee bună, dar îl iertăm, te iertăm și pe tine, îl iertăm și pe Darcel, pentru că astfel, bă, Darcel, fiate. Ok, mamă, un motocicletă verde, bă, Darcel. Preferata mea, te-a lăsat, pa! Ok, deci e foarte ciudat. Nu știu de ce am ales să fac treaba aceasta, dar uitați-vă că se comportă foarte ciudat și Alice, da, și Darcel. Nu înțeleg ceea ce se întâmplă aici, dar nu știu ce a mâncat Darcel, ce a făcut. Ok, astfel vreau să-i fac eu fapte bune, dar trebuie să-i facă și Alice, dar nu știu că se comportă foarte ciudat amândoi. Eu nu știu care e faza, sincer, adică ok, ei sunt ciudați de fel, dar nu știu de ce se comportă așa ciudat. Mă, Alice, scoate așa bicicletele, motocicletele, toate alea de acolo, scoate Golden Apple, nu știu de unde le scoate, dar totuși le scoate într-un final. Ok, să mă duc acum repede în casă, că ăștia nu știu unde au ajuns aici, în casă. Mamă, bă, dar tu știi ce fain e, mă, ar trebui să stăm mai mult așa, că e foarte fain. Da, mamă, bă, ce faceți, mă, vă uitați la mergi, la ce vă uitați voi aici? Darcel, vorbește mai încet, mă, ce, mă, Darcel, bă, Darcel, ești entuziasmat, a dat gol și ea, da, gol, Ronaldo? Dar Ronaldo, stai! Sii!
Mamă, cât de șmecher ești, bă, dar răsele, cât de șmecher ești, dar răsele, știi să faci celebrări, știi să faci orice, dar răsele, tu chiar ești tare, mă, ești cel mai șmecher, bă, Alice, nu-i așa? Bă, da, să știi, mamă, ești și medic acum, mamă. Nu, asta e bandana mea, spre, vă place bandana mea? Da, e bandana de karate, bă, dar răsele, dar chiar, mă, unde ți-o las sacul de box, dar răsele, chiar e un bun luptător. A, da, fetele, ia, bum, bum, bă, nu pe mine, nu pe mine, ok, te las, dar răsele, dar nu e frumos, ia atent, dar oricum, te iert, dar răsele, pentru că ești prietenul meu, ești foarte șmecher, tu, dar răsele, de fel așa. Bă, Rafale, fii atent, bă, Rafale, bă, dar mi-o foame, bă, Rafale, uite, fii atent, deci vreau să-mi iau deja, uite, eu mai am o listă și vreau să cumpăr ce-i pe listă, ok? Mai și cumpăr, mai și cumpăr. Bine, bă, dar răsele, dar vorbește frumos, că eu mă cumpăr frumos cu tine, dar răsele, tu ești chiar foarte, foarte tare, ești foarte tare. Ok, deci, da, ok, deci faptul că, dar răsele, vorbește foarte încet, nu știu care este faza, dar mă rog, ok, acum trebuie să mă duc eu cu mașina lui, cu mașina, mă, ce faci, mă, Alice, mă, uite și pe Darcel, mă, Darcel, ce faci, unde te duci, Darcel, unde te duci? Nu mai nimic, Darcel, fii atent, Darcel, mă duc acum să-ți comand eu de la diner, ok, mă duc eu să-ți comand de la diner, bine, Darcel? Stai, fii antenă, eu doar mă uit, hai, plecați, la revedere! Bine, pa, Darcel, bă, Alice, bă, ce faci, da, uitați-vă puțin și la Alice, bă, dar se comportă foarte ciudat, ok, deci Alice, practic, într-un fel, ia chestia asta în serios, poate, mamă, cred că s-a îndrăgostit Alice, dar Darcel, nu știu care e faza, sincer, dar nu știu, mi se pare foarte, foarte ciudat, ok, deci trebuie să mă duc aici să cumpăr, trebuie să cumpăr milkshake, trebuie să cumpăr chipsuri și burger, ok, trebuie să mă duc pe prima oară să iau aici chipsuri, milkshake-uri și toate chestiile astea de genul pentru Darcel, ok, să rămână, ca data trecută, vreau, vă rog, fix ca data trecută, vreau să-mi dați o pungă de chipsuri și un milkshake. Da, du-te și ale de pe rafturile din spate, data aceasta sunt gratis, numai astăzi, ok, vă mulțumesc, mamă, deci e gratis astăzi, am scăpat ieftin, chiar am scăpat ieftin, ok, deci aici chipsurile și pe aici milkshake-ul, ok, în partea asta, știu că parcă era în partea cealaltă, dar este bine că am găsit fix ce-i trebuia lui Darcel, dar trebuie să-i mai cumpăr și niște burger, ok, deci astăzi aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 burger, deci Darcel vrea 9 burger, ei bine, eu o să iau 10 burger și trebuie să mai iau cutie de pizza, dar ce asta, sincer, aș vrea să uit, poate uite și Darcel, sincer, că n-am chef să cumpăr și pizza, chiar durează foarte, foarte mult, dar mă duc acum repede să cumpăr, ok, nu s-a întâmplat nimic, să mă duc acum la diner, ok, uitați-vă pe Alice, bă, ce faci, mă, Alice, ok, Alice, bă, ce faci, mă, Alice, ce cauți aici la diner, adică, pe bune, ce cauți la diner? Bă, păi, stăteam și eu acolo, știi, și m-a trimis să-i mai iau niște pizza, hai, rapid. Ah, trebuie să iei pizza, bine, ok, iei tu pizza, mamă, deci am scăpat, deci nu o să-i mai, adică o să iei Alice pizza, eu nu mai aveam chef și chiar este foarte, foarte bine, Alice comandă, ok, Federico, fii atent, dați-i pizza lui Alice, ok, deci Alice deja s-a dus să cumpere, nu știu ce face Alice și mie vreau să-mi dau niște burger, clasic, ca pentru Darcel, 10 burger de data aceasta, chiar 10 burger vreau și cam atât. Mă, Alice, ce faci acolo? Păi, cum are, am luat pizza de la el. Bă, Alice, trebuie să iei cutie de pizza, o pizza întreagă, nu o felie, că Darcel nu s-a saturat dintr-o felie, aici scrie o cutie de pizza. Mă, păi, dar numai că iau mai mult decât o felie, iau mai mult decât o de aia de pizza, că acolo am înțeles, Alice. Mă, da, Alice, dar de ce te cumpărți așa ciudată, că urci cu mine mașină după cobor, de ce ai coborât? Da, uitați-vă puțin, deci eu chiar nu înțeleg ce are Alice asta, în fine, Federico, e gata masa, e gata, ok. Bun, am cumpărat, mersi Federico, foarte, foarte frumos, acum am luat Darcel, deci am luat 10 burger, mamă, deci eu nu pot să cred că eu nu Darcel, chiar îi fac treburile astea, îi cumpăr ce, adică îi fac toate plăcerile, practic, asta Darcel într-un fel este copilul meu, un răsfăț pentru că toată lumea astăzi îl iubește pe Darcel și sunt curios acolo în comentarii dacă îl iubiți și voi pe Darcel, adică, sincer, scrieți acolo comentarii pentru că am zis, dacă toată lumea îl iubește pe Darcel, vreau să scrieți acolo comentarii pentru Darcel, comentarii, numai comentarii frumoase, chiar sunt curios cât de frumos puteți voi să scrieți, chiar sunt curios, așa, ce mesaj aveți pentru Darcel acolo în comentarii și acum să mă duc repede acasă să-i dau, ok, uitați-vă la Alice, nimic ciudat, ca de fiecare dată Alice uită pe geam, se uită, mă spionează și nu e nimic ciudat, sincer, adică nu știu care este faza, ok, mă duc acum repede, uitați-vă puțin, acum mi-am dat seama, deci Alice a plecat cu mașina mea și am plecat cu motocicleta și eu nu mi-am dat seama, ok, foarte, 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 ceva normal, Alice? Da. Te crezi cumva amuzantă? Da, ce? Mamă, bă, când... Da, foarte amuzantă. Mamă, dată la drumul la muzică. Mamă. Bă, Darcel, copyright-ul, bă. Darcel, copyright-ul. Bă, Darcel, oprește muzica aia. Darcel, mă auzi? Ok, nu mă aude. Aba, mă auzi. Mă, Alice, scoate-mă asta de aici. Darcel, uite ce mi-a făcut. Așa, bravo, mersi, Darcel. Mamă, Darcel, ești foarte, foarte tare. Deci, fii atent, Darcel. Am venit cu toată comanda. Am aici 10 burger, Darcel, pentru tine. Și aici un milkshake și aici o pungă de chipsuri. Așa, bă, dar pizza unde, bă, pizza. Păi, bă, dar eu ți-am adus, uite-te. A, mersi, te pup. Mă, Alice, mă, ce? Bă, Alice, mă, ce mă cu el? Bă, Darcele, ce mai vrei? Mai ai ceva de gând să-ți mai iau? Să mai vrei ceva să te duc undeva, Darcele? Da, bă, eu vreau la parcul de
distracții. Vrei la parc de distracții, mă, dar Rusule, dar ce e asta? De ce vorbești așa de încet? Păi nu știu, bă, ia la fale, acum e bine? Ok, da, ia vorbești așa. Ok, hai bă, la fale, hai la parcul de distracții. Iar vorbești încet, în fine, dar Rusule, nu știu care este faza cu tine, ce ai pățit tu asta, dar Rusule, cred că probabil îți pierzi vocea, practic, în fine, nu mai contează asta. Merge la parcul de distracții. Care e parcul de distracții, dar Rusule? La cu trambulina. Bă, dar Rusule, fii atent, ești doar la parcul ăla de distracții mare și o să-ți cumpăr, dar Rusule, o să fac eu cinste, dar Rusule, tot ce au, unde vrei să te duci, în care chestii vrei să te dai, dar Rusule, eu plătesc, eu fac totul, dar Rusule. Spate, bă, a lăsat la bowling, A, vrei la bowling, pe, bă, dar Rusule, pe... La mall. Ok, dar Rusule, bă, ce faci, bă? La bowling, gata, la bowling te duc, ok, dar zici la mall, la bowling, dar te duc la bowling, ok, gata. La taxi. Ce taxi, dar Rusule, că n-avem nevoie de taxi, dar Rusule, suntem cu mașina aici, ce taxi? Da, o să mă fac taximetrist. Mamă, dar sunt taximetrist, mă, dar ce faci? Uite-te puțin la Alice. Bravo, Alice, dai. Da, nimic ciudat, sincer, adică l-am aduc, bă, dar Rusule, unde vrei să te duc? Spune-mi, te rog, acum unde vrei să te duc? La bowling, la bowling, mamă, deci uite-ți la Rusule, l-am aduc, dar Rusule mă ia la mișto, practic, adică vedeți cum face, dar n-am ce să fac, pentru că, practic, astăzi eu o să fiu de partea lui Rusule, o să-i fac toate plăcerile și n-am ce să fac, sincer, adică trebuie să suport toate consecințele, tot ce se întâmplă asta. Ce faci, mamă, dar Rusule, vezi că ai învățat să faci mai bine, frate, dar Rusule, te pricep, dar Rusule, din ce în ce mai bine, dar Rusule. Hai la bowling, hai! Dar Rusule, dar nu mai vorbești de mine, ți-am mai spus odată să nu mai vorbești de mine, că după ce că vorbești încet, dar Rusule, eu chiar nu te aud dacă vorbesc, eu nu te aud, dai, dar Rusule, hai să te văd cât de tare ești tu, dar Rusule, la bowling, hai! 3, Alice, afli și tu în galerie, Alice! Cu ce? Da, hai! Bine, Da, dar Rusule, ești mai bun, dar Alice, ai făi galerie, că merită, dar Rusule, galerie, adică, pe bune, merită galerie, făi galerie și vorbește ca lumea tare, Alice, vorbește, cântă, fai galerie, hai, dar Rusule. Mamă, da, hai, tăi, bravo, ai dat start, strike, sau cum se spune, nu știu, yay! Mamă, dar Rusule, aproape ai nimerit toate, bă, bravo, bă, dar Rusule, mamăle! Bă, că le-ai nimerit pe toate, n-ai văzut-o bine. Da, bă, toate le-ai nimerit, mamă, deci, bă, ok, deci, mi se pare, cel mai ciudat e videoclipă care îl fac până acum, sincer, este foarte ciudat. Adică, da, uitați-vă puțin, n-am ce să fac. Ia, dar Rusule. Bine, bă, easy. Mamă, dar Rusule, cât de bun. Bă, dar Rusule, hai să mergem în altă parte, bă, nu vrei să te duc și altundeva? Hai, stai, fete, nu și bum. Bă, dar Rusule, fii atent, că vreau să te duc într-un loc secret, bă, dar Rusule, fii atent, vreau să te duc într-un loc secret în care n-ai mai fost niciodată până acum, dar Rusule, vreau să-ți fac o plac, dar Rusule. M-auzi? Hai, Rusule, vreau să te duc într-un loc foarte, foarte șmecher, vină după mine, urmează-mă, pentru că acum o să te... Am nevoie la baie, burta mă doare, Ok, deci uitați-vă la Rusule să duce la baie, nu știu ce face, ia mă să-l ascultăm pe Rusule, ce face mă acolo oare ăsta? Bă, ce faci, bă, ce faci, bă, ce faci, bă, ce faci, bă, Doamne bun, ne simțiți de ăștia. Ok, deci uitați, mie mi se pare foarte ciudat. Deci eu chiar abia aștept să treacă ziua asta, să nu mai filmez videoclipul ăsta, că mi se pare foarte ciudat. N-am ce să zic, mi se pare totul foarte ciudat. Orice spune, mi se pare foarte ciudat, pentru că la cum îi aud pe ăștia când vorbesc amândoi, nu știu, adică uitați-vă la Alice cum se plimbă pe toată harta, nu știu ce face, nu vrea să vorbească, nu știu care este faza, dar totul se întâmplă foarte ciudat și la tare să le vorbești. Bă, Rusule, e elefant de jucărie, mă, ăsta. Nu, de jucărie. Da, de jucărie, uite, da, mamă, dar Rusule, cât de tare ești tu, dar Rusule, dar vorbești prea încet, în fine, dar Rusule, oricum faci cum vrei tu, că tu ești mecher. Ok, deci da, chiar vreau să scap de ziua aceasta, 100%. Ce, am zis, dar Rusule, că abia aștept să te duc în următoarea locație, hai după mine, dar Rusule, urmează. Deci a furat Alice mașina, dar nu-i nimic, mergem cu motocicleta ta, dar Rusule, vrei să conduci sau conduci eu, dar Rusule? Fii atent, asta e, bă! Da, chiar vreau să scap de ziua asta, că nu știu ce se întâmplă. Sincer, cea mai, bă, mi se pare cea mai ciudată zi, adică eu nu știu ce se întâmplă, nu știu ce să vorbesc, de fiecare dată, de fiecare dată când iau după ăștia vorbi, îmi pierd câte un neuron. De ce, bă, Rafale, tu ai neuroni? Bă, dar Rusule, stai, mă, că vorbeam cu Alice, că zicea Alice, dar Rusule, că tu ești foarte tare, că vrea să aibă minte ca a ta, dar Rusule. Bă, Rafale, vino,
vino. Ce e mai aici? Ce ai făcut, mamă? Opera de artă, dar să te pricepi. Dar fii atent, asta e Alice și asta ești tu. Și eu stai ce, bă, eu sunt gunoiul și vă sunt gunoile mele, ha, gunoilor, ha. Da, eu vreau să-i fac ceva foarte bine, dar să-l și uitați-vă cum faci. Ok, am înțeles, bă. Bă, Alice, poți să te... Urcă. Da, urcă. Mamă, unde să mai urcă, Alice? Da, urcă, unde, bă, mamă, foarte amuzante și Alice, ce să spun sincer. Dar să le fii atent, ți-am spus eu, deși dar să le chiar ți-am spus, vreau să îmi aprobi dacă ți-am spus dar să le, că nu te-ai mai fost niciodată aici, te-am dus într-un loc foarte frumos, dar să le, ce părere ai tu de locul acesta? Ia, mamă, bă, foarte frumos, ia să mă ia, mamă, bă, Rafale. Îți place, dar să le, uite ce privilegi avem în partea asta, dar să le, uite de foarte frumos, dar fii atent, putem să stăm aici dacă vrei tu, dar să le, nu o să stăm acolo, dar să le, vină în partea asta, unde vrei tu, mamă, dar să ce faci, mamă, tu, parcur. Ești mai bun la parcur, Tarzan, tu ești, bă, dar să le, ia, da, uitați-vă puțin la dar să ce faci acolo, nu înțeleg, bă, dar e foarte ciudat, mi se dă chiar, nu, a fost cea mai proastă idee să fac ideea asta astăzi, deci eu nici nu mai știu să mai vorbesc, nu știu ce se întâmplă, eu deja vreau să scap de ziua asta neapărat și sper că vreți și voi să scăpați de ziua asta, că eu adică rugați-vă de mine să scap de ziua asta cât mai repede. Uite, fii atent, uite, mă da. Mă, dar să le fii atent, vină coace, că vreau să spun ceva, dar să deși atent, vrei să ai priveliște în partea aceasta sau să stăm în partea aia la canapele frumos să ai priveliște la mare? Eu vreau să mănânc, alu, batu, mamă, vrea să mănânce și el a zis bere, ok, deci, dar să le, vină mă încoace, că eu fac comanda, dar să le, eu fac comanda, tu stai la masă, dar să le, că eu îți comand totul, sau tot ce vrei, vină în partea asta, dar să le, hai mă, bă, unde te și mă, vină aici, hai la masă, să stăm frumos, pune-te în partea asta, unde vrei tu, dar să le, poți să stai fiat în dar să le. Mă, Rafale, bă, îmi place mai aici, bă, te pup, stai, te pup pe așa, mua, mua. Da, dar să le, da, dar să le, ok, deci fii atent, ce vrei tu să comanzi, dar să le, îți iau milkshake, îți iau de toate, ce vrei tu să comanzi? Stai așa, înainte să comandați, uitați-vă aici, că vă arăt mare schemă, și. Alice, am avut și Alice, bă, nu-mi pasă, bă, lasă să mă arăt, Rafale, eu vreau tot restaurantul să fie tot a mea. Bă, dar să le, vrei să cumperi restaurant, peste mă, tu nu vrei să cumperi dinerul? Nu, bă, Rafale, eu vreau ăsta, uite, e mai fain ăsta, bă, Rafale, e mai fain ăsta. Da, e mai tare, dar să le, ce vrei tu, dar să le, dar eu zic că e mai frumos dinerul, pentru că e reprezentativ pentru tine și la dinerul să vină mai multă lume, dar să le, dacă stai să o iei așa. Nu, bă, Rafale, eu vreau ăsta, bă, eu pot să fac ăsta mai bun ca dinerul, să vând mai mulți burgeri și mai șmecheri burgeri. Bă, tu nu știi, bă, că tu ești fraier și na. Bă, dar să le, înțeleg ceea ce vrei să spui tu, dar să le, dar înțelege-mi și pe mine, pentru că eu o să fac un bine, dar să le, vreau să fac un bine, să câștigi mai mulți bani. Dacă vrei să cumperi un restaurant, dar să le, dacă vrei să cumperi un restaurant, ascultă-mă bine, dar să le, chiar vreau să spun treaba asta, dar să le, că ar fi foarte frumos să cumperi dinerul, pentru că toată lumea știe de diner de la tine, dar să le, ai făcut o reclamă și tu dacă o să cumperi dinerul, toată lumea o să vină la tine. Bă, Rafale, pe mie mi-a mai venit o idee. O să cumpăr și restaurantul ăsta și dinerul să cumpăr. Mai bine, dar să le, vezi, mă, dar să le, știi tu, să gândești tu mai bine. Ok, deci da, deja mă și enervează, dar să le, în fine. Fete, tu să le cumperi babele. Păi da, și ți le cumpăr pe numele tău, nu? Da, pe numele meu și tu, tu plătești chiria. Bine, mai ales numai dacă mor, mai am 3 inimi, dar Alice, ce faci? Salut, ce faceți, bă, Chad? Eu sunt așa 2012 și când la pieru, uite, am aici pe frumoasa mea, iubită, cum o cheamă, Alice, și hai să cântăm. Ia, la la la, la 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 la, mă cheamă Darusel, și sunteți mai șmecherel, și Rafael e fraiel, la la la. Dacă v-a plăcut cum a cântat, vă rog să dați like și subscribe, să scrieți în comentarii, că dacă nu v-a plăcut, eu tot vă cânt, hai Alice și tu, hai. Da, la la, Darusel cu capul mare și Rafael e slab. Sunt de acord cu voi, da, știu că e cel mai prost cântăreț, ar trebui să se lase de cântat, da, asta e, azi trebuie să facem așa. Pa! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postez.